Salut! Sunt Valentin Sanfira și vă invit la cel mai savuros concurs culinar. Sunt maestrul bucătar Horia Vârlan. Eu voi vâna toate greșelile celor care gătesc și tot eu voi da verdictul. Care preparat a fost mai bun și de ce? Echipa câștigătoare primește 1500 de lei și merge mai departe. Stați cu noi, pentru că doar aici puteți spune mama mea gătește mai bine. Știți de ce bărbații căsătoriți sunt mai durdulii decât burlacii? Pentru că burlacii, când ajung seara acasă și deschid frigiderul, spun: aceeași mâncare. Mai bine mă bag în pat. Iar cei căsătoriți, când vin seara acasă și intră în dormitor, zic: aceeași femeie. Mai bine mănânc. Sunt curios dacă astăzi, după ce gătesc echipele, ne băgăm în pat sau mâncăm. Sărut mâinile, mama! Mirela, ce faci? Bună seara, bine v-am găsit! O, bună seara, mă, Mărlanco! 1500 de lei la buzunar. Banii unde sunt? La Sergiu? La Sergiu, el e șeriful la bani. Șeriful la bani. Am înțeles, ce faci cu banii, șerifule? Va primi un telefon curând. Va primi un telefon, o să-i dai un bip. Nu? Îi voi cumpăra un telefon. A, o să-i cumperi un telefon, am înțeles. Mama Mirela l-a instruit bine, îți dă telefon. Da. Să-i dai și atât de Paște și de Crăciun, că așa e frumos încerca, să suni mamele. Da. Bine, dragii mei, face cunoștință în stânga mea cu mama Ruxanda și minunea de fată Denisa, din Ploiești, domne. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, sărut mâine. Ce faceți în altă și scumpă doamnă? Dar tu, frumșico, tu la ce înălțime îți place, da? La fel, tot la aceeași înălțime. La aceeași înălțime, am înțeles, bine. Am înțeles că tu te agiți foarte tare când intri în bucătărie. Da. Ești măritată? Nu. Bine, dragul soțul care vei fi tu, o să privești multe tigăi în cap când va fi ea în bucătărie, pentru că ea așa se agită. Ia tigaia, zi în cap pe ea. Dragile mele, pentru că asta mică e agitată, vreau să o duc, să o duceți în camera de spionaj. Da. Mergeți acolo, urmăriți la tot ce se întâmplă, pentru că vă va veni rândul să gătiți. Da, uite-mă și bâlbâi de la toată frumusețe. Drum bun! Mulțumim! Mama Mirela merge cu mine, Sergiu acolo. Da, mulțumim! Dragii mei, știți povestea, avem un cloș, sub el se află un ingredient secret din care Sergiu va trebui să pregătească o rețetă de-a mamei Mirela de la Momârlan. Să vedem ce e. Da, de la Petroșan, de la noi. Hop! Ia zi, Sergiu. E brânză. Brânză, brânză, dar de care brânză? De oaie. De lapte. De lapte. De oaie. Face brânză și de vacă sau de oaie? Urzici. De oaie. Adevărata grăi, mama, brânză de oaie. Sergiu, tu astăzi va trebui să pregătești plăcintă de cartofi cu brânză de oaie și sos de usturoi cu smântână. Specific acolo la noastre, da. Petroșan și de la acolo Momârlan. Da? Da. Sergiu, un minut, mergi în cămară, ți-aduci ingredientele aici. Mama, îl ajută, start cronometru, zi Mirela. Cartofi, mami, 5-6 cartofi mari. Da. Așa, ouă, făină, sare, piper, usturoi, smântână pentru sosul de usturoi, ulei. Mama, repete că a rămas în urmă. Ulei. Stai. Deci cartofi sunt, brânză de oi. Care brânză, dragă? Avem, s-am dat. Așa, cartofi, ulei. Ce mai vrei, ceapă vrei? Nu, ce 30 de secunde. Usturoi, smântână. Așa. Ouă. Cum, care-i dragul de smântână? Ouă, mami, făină albă. Ouă. Făină albă, ai luat? Ouă, mai ce mai vrei? Hai, mama, zi! Hai, repede, nu mai știu, cam atât. Ulei, cartofi. 10 secunde, ce ai mai zis? Cartofi, usturoi, ce mai trebuie? Hai! Cartofi, usturoi? Hai cu ele, 5, 4, 2, 3, repede, mami. 2, 1, stop cronometru. Hai să facem inventarul, să vedem ce ai adus, Sergiu. Ai luat ouă, cartofi, usturoi, sare, făină, ulei de floarea soarelui, sare de mare, smântână și cam atât că brânza ați avut-o. Da, da. Ce lipsește, mama? Nu prea, puțină vegeta sau piper, dacă mă e nevoie, dacă nu, nu chiar. Dacă nu e nevoie. Neapărat.
nu neapărat. Da, asta le punem la zile mari, nu tot timpul, așa, da, să facem risipă. Așa la... Bun. Da. A luat făină, măcar atât. Sergiu, 30 de minute să pregătești 4 porții de plăcintă de cartofi cu brânză de oaie, da, și sos de usturoi cu smântână. La final, da, două farfurii, da, primenite în fața mea. Da, cum, da, zice, da, mama Mirela. Mama pregătită, Sergiu l-a gătit, star cronometru! Repede, hai. Sergiu, repede! Aoleu, nici mie repede n-am început, iar, mă mai agita! Tigaia sau cu blenderul? Tigaie, cât de mare o vrei? Cu ce vrei? Alo, alo, ce tigaie? Aia mai mare? Cartofii necesită timp să fie curățați, spălați, tăiați și preparați termic. Aha, e destul de complicat. De-abia aștept să văd. Ce? Pace. Hai repede cu cartofii. Hai, mă, Sergiu, cum zice mama. Repede, mami, repede, repede. Ai grijă să nu te tai. Sau să nu te arzi, că la el e prima dată că nu a fost căsătorit, ca să se ardă. Da, da, o să se ardă și el la un moment dat, că asta e, toți ne ardem. Sigur că da. Așa, hai. Toți am ars la momentul potrivit. Unii mai puțin, alții mai mult. Oricum, fă pe doamna Merișoreanu. Alții de tot. Da, suntem rude noi cu doamna. Da, 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 știu, știu. Da, da. Aici trebuia să intri tu să curăți cartofii. Lasă mamica acum, trebuie să faci o experiență. Eu sigur acum mă protejez, da, da, mă menajez. Da, corect, e corect, mama. Ca un fiu adevărat. M-aș fi bucurat dacă i-aș fi băgat într-un vas cu apă rece ca să nu oxideze. Dar nu o face. Nici mama nu zice nimica. Mama! Hai, mami, că te văd fetele și te însorează mâine. Doamne, cu fetele astea e belea, cu bietul Sergiu. Da. Fetelor, are alte calități băiatul ăsta, nu neapărat gătitul. Da, da, da. Știți cum că frumusețea interioară este cea mai importantă, nu? Corect, da. Dacă cea exterioară, fizică, e trecătoare. Deci e bine să o întorci pe dos, dacă da, eu da, crezut da, că da, poți da, să da, curățești și, așa. Și, acum să vedem cum va fi nora mea. Da. Nora trebuie să fie grasă și frumoasă. Sigur. Ca o scroafă. Rapid, rapid? Rapid vrea mama, nu știu ce, dar rapid. Rapid, rapid, nu mă da, tot, să nu faci tot rapid, da? Încerc. Așa. Îmi spală cartofii repede, îi spune mama, repede, repede. Pe vremuri, când trimiteai câte o telegramă, la poștă, bineînțeles, acolo era câte o funcționară care vorbea mereu pe nas ca să nu răgușească. Și cam așa era, mama, repede, repede. Nu mototol, mami, mototol, energic, energic, să fii plin de energie, de viață. De viață, de voie eu. Bună. Eu la chefuri eram, eram sufletul petrecerii. Sufletul petrecerii, da. Sigur că. Și am și un pic de energie și de la tatăl meu, că tatăl meu era oltean de lângă Târgu. Lucra la energia, da, ignoră-mă, da. E mai energie omul, da. Da, da. Sergiu e singur la părinți și mândru în toate cele. Cum este luna între... Cum e? Stele. Nu. Se face o compoziție așa, cu făină, cu ou, cu brânză de așa? Oi, ca să se lege așa frumos și le prăjim. Imediat facem un sos de usturoi. Dacă nu, smântână, iau un lanț și le legăm. Le legăm noi cumva. Mama de la Gârcă și-a pus. Da. O doamele, să vadă, da, mămârlanică, e bogată. Da, sigur. Așa. Eu aș fi răzuit cartofii pe răzătoarea cu ochiuri mari. Căci pe cea cu ochiuri mici se transformă cartoful răzuit într-o pastă, așa, într-un clei ceva, care cât ai pune de multă făină și ou, se leagă așa, se transformă în niște bile, ca de baseball, de golf. În loc să fie un preparat culinar, va fi ceva tare. Hai repede, așa, mami, repede, repede, că trece timpul. Repede, spune, ce spune, să facă? Spune. Mai fă, mai fă, mai fă un cartof. Nu mai fă, gata, ceau, îi dai sujă. Așa, așa, mami, pune făina albă, repede. Nu mă... Să se lege compoziția. Între sfinți și luna între stele, da. Uite, bă, că am uitat. Făină albă, trei linguri. Trei linguri? Da, da, da. Ia lingură, repede, Sergiu, rapid. Oricum n-am luat notă mare la Luceaforul, am luat 7. Și țin minte, mi-a dat domnul Ciurile 7. Ne-a pus să învățăm vreo 4 strofe, 5. Oribil. Era la altă clasă o profesoară care a pus pe aia să învețe toată poezia. O nebunie. Ești sigură că trei? Vreau de aici. Trei. Ies 4 porții de acolo? Ia, să ia. Yes. Lasă că se mulțește acum. Se mulțește, domne. Da, noi ne mulțim. Sporește. Câte ouă? Pune 2 ouă. 4 porții mai mici. O, tu lingură de fiecare. Așa, pe aia mare, pe aia mare de măr? Pe aia mare. Pe aia de măr. Așa, aia de măr. Aia de cutuie care. Câte vrei să pun? Pune. Pune cam jumate din acel calup, din bucățica aceea. Mestecă cu mâna, da, e mai rapid. Da, e mai rapid, da. Nu vă uitați la mine, faceți cum știți, că eu nu știu, n-am mai mâncat plăcintă.
de la mămârlan. Ai pus ou, ai pus brânză, ai pus făină, da? Ai făcut... Așa. Oi de hai, hai, fă repede, repede, că e foarte delicat. Stai că mi se lipește mie de toată de nu mână. Nu contează, trebuie să te uzi un pic pe mână înainte de a amesteca, dar te uzi după. Trebuie să fii un pic să țină. Îl simte ca moale, mama. E... Mai pune puțină făină, dar nu multă. Te-ai intrat tu, dragă, să faci, ca să fac eu sosul. Mai pune puțină făină. Nu, nu. Curăță usturoiul. Așa, usturoiul unde îl pune? Tot aici? Nu, separat. Facem separat. Sosul, da, deasupra. Se pune când e gata plăcinta. Da, 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 da. Probabil concurenții dinainte au fost mai antitalent decât el, da. El e clar antitalent. Mama Mirela, poți intra în bucătărie, apăsând butonul de panică. Dacă vrei, bineînțeles. Ce vrei să recuperezi? Fă-mi acolo, fă aluatul ăla să arate mișto. Să arată? Fă ceva mișto, mama, zice băiatul. Așa hai, vrea să ies. Lasă uleiul, apucă-te de aluat, mama. Păi eu preparat uleiul. Un eu, nu fii căpoasă. Aoleu! Hai, mama, hai. Acum ai versetul uleiul dacă ești aici, hai. Mama Mirela, să nu uiți, dacă nu iei acum ingredient, nu mai poți să mai iau. Nu mai pot să mai iau. Nu mai vreau nimic, du-te. E ok totul. E ok. Bun, mama, ieși din bucătărie. Ăsta le iau și îl pun aici. Da, bă-te la presă. 18 minute și 30 de secunde. Ai rămas fără piper, să nu mai îmi zici după aia de piper, că nu-ți mai dau nimic. Merge și fără. Bine că a pus tigaia pe aragaz și uleiul și focul. Nici măcar nu i-a prins. Așa, mamă, fă-l prin presă repede, îl freci cu sare și cu smântână. Și cum scot asta de aici? Așa, cu grijă, repede. Dar zemos usturoiul, s-ai stropit tot, prin toată bucătăria cu el. Freacă-l cu o furculiță, Sergiu. Auzi, mama, dar nu-l curăță usturoiul ăsta de... Dar nu l-a curățat de coajă. De coajă, nu. Nu, de coaja mare? Nu, trebuia curățat de coajă, trebuia de cojit. Care coajă? Eu propun ca parlamentarii să facă și un fel de cod al legumelor, în care cod sau manual al legumelor să fie trecut și modul de manipulare al acestora, în cazul usturoiului, trebuie să fie legiferat că înainte de utilizare trebuie curățat de coajă. Hai repede, te rog, mamă. Curăț. Cum îl curăță? Îl curăți din partea de sus, așa se descozește singur. Trebuie să mai faci o facultate, tu neapărat. Da, de la bucătărie. E mai sănătos, are vitamine. Așa mai mici decât o palmă, Sergiulică. Mancita. N-au și ele o formă așa sau le-o fac? Le aranjezi așa cu lingura, frumos. Dar s-au unit. Nu trebuie unite, separate. Magita! Plăcintele nu trebuie să aibă formă de plăcinte, este foarte clar. Trebuie să fie o formă abstractă. Ce-o ieși, cu alte cuvinte? După ce se prăjesc, le întorci pe partea cealaltă. A făcut una, cât o jumătate de tigaie. Da? E bine, nu? Barosană. E bar... M-am picat asta la taclale. Da, asta la bărfă cu Valentin, în loc să dea indicație, e mai bine pentru noi, tu stai liniștit. A făcut una pentru gabaritul meu, așa? Da, da. Hai, te rog frumos, lasă-le la prăjit să se rumenească așa frumos. Cum îmi dau seama? Ca și șnițerul, ca și șnițerul. Mamei Mirela îi face să vorbească mult. Și din când în când își aduce aminte că are și un fiu, Sergiu, care se chinuie pe acolo, pe bucătărie, bâșbâind printre cele pe care trebuie să le pregătească. Și dă cât un sfat, dar îi dă cât un sfat cum i-ar da unei vecine care știe să gătească. Dar el, săracul, e ca pe Marte. Cu ce întorc astea? Cu paletă din aia de metal, dacă este. 11 minute. Repede, Sergiu, repede, mamă! Aoleu, aș cu asta. Bună și aia, hai! E bună și aia. Dar nu înțeleg de cine ai întors cu paleta aia. Păi nu pot, că e prea mare. Hai, hai, că e bine, dă-i peste cap. S-a rumenit? Nu pot! Pot să mai intru? Mama, pot dacă vrei. Întorc eu, mama. Hai, mama, întorc eu. Hai că vă las eu întorc. Nu mă bag. Întoarce eu finuț, că e fiul tu. Hai, mama, hai, ce iase. Ce mi-ai făcut aici? Mi-ai rupt-o? Ai, ai, ai. S-a întors-o de s-a rupt-o. Mai trebuia niște făină. Bravo, a venit mama. Am întors-o de toată praștia. Dacă lăsa, pe Sergiu o făcea ca lumea. Aoleu! Gata. Nu departe, mama. Apasă butonul. 9 minute 30 de secunde. Vai, cum arată, mamă dragă. Ce să fac, mami, că mai trebuie? Ce-i asta? Niște cartofi prăjiți, tocați. Da, da, dar că o să se destrame tot acolo. A pus un pic de ou și cred că îl mai ține ăla cu făină. Da, nu, nu cred. Avem niște scoci, dacă vrei. Vrei să-ți ascund să lipim. Sau una cu ață. Poate să mai facă una, dar mai trebuia, eu mai bine mai trebuia o lingură de făină ca să se lege mai bine, dar acum e bună și așa. Leagă așa, făină. Ce urmează, deci, dragă? Eu nu prea mă înțeleg foarte bine cu soacra mea. Dacă pun niște făină între mine și ea, ne legăm? Da, vă legați mai bine. Ne legăm mai bine, da. Da, da, e mai trainic. Asta bine, e ok. Teoretic, mama știe foarte bine, doar că practica omoară. Problema românilor, dintotdeauna.
mă, șervețelul jos. Șervețelul că jos. E absorbant și absorbe uleiul, dar să nu fie grețoase. Hai de mine, le-ai făcut franjuri. Mai ai timp să mai faci una? Mai e compoziție, mai e și... Hai, bravo! Repede, repede, Sergiulică! Am spus-o mă tot pe parte. Este un Tsukahara triplu șurub. Când cazi pe aceeași parte, sigur. Dar măcar... Bravo! Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Ulei peste tot. Olei! Meseriaș, n-a rupt niciuna. Ca maică să o ai și că mama mea gătește mai bine. Oh, quel horreur! Sergiu, repede, ce eu când eram ca tine tânără, eram sare și 6 piper. 6 minute, sare și piper era mama mea. Ai, ce eram de iute. Așa era, acum da? Bine, acum băbuță. Acum nu e iute. Dar nu e adevărat, mama, cum să spui lucrurile astea? Ești frăguță, nu băbuță? Bătrână, cu brâul de lână. Și băbuță și durdulie bine. Asta e șarmul tău, mama. Nu te-aș vedea altfel. Plinuță. Așa că o pune și restul, da. Repede, Sergiu, repede, Sergiulică, hai, mami. Hai, mamă, Sergiulică, mă. Hai, mă, mami, mă. Hai, mă, mami, mă. Sergiulică este acum. Când avem câte o problemă, este Sergiulică. Hai. Nu fii mototol, nu mai fii mototol, da, că mă enervezi. Da. Mă enervezi, fii cu... Păi cum? Da. Gorjan, cine a fost? Tatăl? Păi da, tatăl meu a fost tatăl Gorjan, să ai și un pic fost bunicul. De sânge, de Gorjan, așa. Așa. Iute, 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 ca Jiu. Așa, hai. Așa. Repede! 3 minute 30, Sergiu, hai! Hai, Sergiu, hai, repede! Hai! Încet! Bravo! Feriți-vă! Bis, bis! Asta e arsă. Nu este... Deci e cea mai banală rețetă care am auzit-o vreodată și am văzut-o și tot a reușit să dea în bară. Pune sosul, pune sosul câte lângă. Pune câte o lingură de sos, dar 3 minute, tare. Sergiu. Dar de ce nu lângă și nu pe ea? Își pune fiecare cum dorește, după cum gust. După gust, cum da. Își pune fiecare cât dorește. E ca la bufetul gării din Vulcan. Vezi că s-a ardă astea tigaie. Hai că se arde, Sergiu, hai păi că ia foc. Ia foc, repede, oprește aragazul. Veneau pompierii. Stinge focul, ce faci? O mai întorci odată. Nu mai întoarce că focul. Nu mai, nu mai, de ajuns, de ajuns, că gata. Scoate-o pe aia, scoate-o. Pune repede. Pune sosul lângă, scoate-o repede pe aia că se arde de tot. Faci? Ce faci? Mai pune niște brânză, să rapid, bine. Rapid, rapid. Pune un pic de rasă deasupra, repede, rapid. Imediat. Deasupra cu ea, a pus pe parfurie. E atâta gărăgie pentru două amărăciuni de amestecuri de cartofi cu făină. Vai de capul meu. Deasupra de plăcintă. Da, dragă. Asta gata, gata, gata. Se face scum. Hai, Sergiu, hai. Hai, 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 repede. Hai. Arsură de cartofi. Așa, ăsta așa, așa, mama. Așa, altfel nu pot să... Să vedem cum îi place. Scoate-o, mă, mai repede, mă! Iar nu am că și tot ulei pe mine. Bravo, scoate-o! Lasă-o, scoate-o! Dă repede, tu! Hai cu părpă! Pune sosul! Hai repede! Hai cu ele! Ești gata? Hai, repede, 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 repede! Bravo! Bravo, bravo! Bravo! Hai, mama, pupă-l! Fă-i freza! Da, are mami, numai ulei în freză! Ia-o pe mama în brață! Ridic-o puțin! Ia spune mama, Mirela. Da. Așa arată plăcintele astea la Momurlani? Așa arată, da. În momentele lor mai proaste. Când sunt mohorâte, da, când sunt bolnave. Când sunt mai necăjite, așa. Mama, dar acum, sincer, chiar gătiți de astea acasă la voi? Gătim. Sunt foarte bune. Și ne și mâncați sau le dați la, da, la turiști? Le mâncăm, dăm și la musafiri. După ce mănâncă musafirii, nu mai sunt aceiași, că nu mai apuc. Da, 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 da. Păi de asta vin mai rar, că sunt prea bune plăcintele. Nu, dar până își revin, să duc la spital, o lună, da, două. Da, păi de asta, da, de asta. Ce să spun? Ce să mai vorbim? Vreau să mergem cu ele de aici mai departe, că altfel le halesc, le mănânc. Da. Și vorba aia, la plăcinte, înainte! Înainte! Dragii mei, acum aveți o alegere foarte grea de făcut, pe care o trimiteți la adversare și pe care o trimiteți la maestru Horia Vran. Pe o cea mai arsă o trimitem la adversar și pe cea mai puțin arsă la domnul Horică Vran. La domnul Horică. La domnul Horică. Da. Domnul Horia, nu vă supărați, așa îl intră mama. Sergiulică, da, Sergiu, Horică, Horică, da. Diminutive. Sergiu, da. Succes! Și domnul Vali, al nostru. Bună seara! Bună seara! V-am pregătit ceva tradițional zonei de vest, mai exact din Petroșani. Sper să vă placă. Mulțumim frumos! Mamă, ce tare, e arsă! Te riști? Nici nu intră furculița aia. Nici cocitul nu taie. Ai, mamă, cum
cum poți să mănânci așa ceva? Nici geacă e o plăcintă. Asta nu este nici chiftea, nu e nici plăcintă. Nu, trebuie să iau de undeva de unde nu e ars. Da. Ia, ha. Dacă ia să vedem cum e și sosuletul. Nu, nu se poate mânca așa ceva. Ia. O, ce de ustură are. O, ce ustură. Ia să văd și plăcinta. Mamă, ce arse. Uite cum a sărit. Da. Ce să ai dinți aici, nu glumă, ca să rănță-i la iar. E, zici că e piatră. A, nu, e foarte tare, arsă și are mult ulei. Da. Îmi pare rău, Sergiu, dar de data s-ai dat-o în bară. Dat-o în bară de data asta, gata. La asta, mama, dacă ți-aduc un cuțit și o furculiță, o mănânci? Da. Pe asta de aici. A, eu mănânc pe nele suflate. Așa? Da, 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 așa. Și gata. Atât de mult îmi plac mie astea. De când eram copil, făcea mama, bunica. Am înțeles. Păi dacă tu o mănânci, mama, nu văd de ce n-ar mânca-o și maestru Horia Vârlan. Bineînțeles. Cu mare drag o să mănânce domnul. Plăcinta momârlănească e aici. Este ninsă de o brânză bulgărească, bineînțeles, că e tot ce găsim noi în București aici. Bun, hai să gust. Ia să vedem. Combinația. Nu o să mă mai sărut cu nimeni după ta usturoi, dar nu-i nimica. Nu este o plăcintă autentică. În zona Ardealului, genul acesta de preparate se numesc plăcințele. Plăcinte, din făină prăjite. Accept denumirea pentru că știu despre ce este vorba. Sosul este foarte usturoiat, dar este comestibil. Se poate mânca. Mă mir pentru că nu credeam că o să să-mi placă. Mama Roxanda, Denisa, domne, înălțimea sa, mama, bine ați venit în bucătărie. Bine v-am găsit. Mă simt ca un pitic, cu așa mamă înaltă și zdravână. Dragele mele, avem un cloș în fața noastră. Sub acest cloș se află un ingredient secret din care tu, Denisa, cu ochii tăi superbi, va trebui să gătești o rețetă de-a mamei tale. Ca la Ploiești. Ca la pregătită? Ploiești. Hai să vedem. Da. Hop. Zi, Denisa. Ciocanele de pui. Ciocanele. De la cât pui? La matematică. Unul era șchiop. La matematică oricum stau bine, așa că exact, tine. Exact, da. Draga mea, tu astăzi va trebui să pregătești ciulama de pui cu ciuperci și mămăliguță, cum le face mama ta la Ploiești. Un minut, mergi în cămară, ți aduci ingredientele aici. Mama o ajută! Da. Start cronometru! Ceapă. Hai cu toculețele, lapte, mărar, ciuperci, făină, sare, piper. Sare, mama, și cu viață! Sare, piper, așa. Laptele, mami, așa, de acolo. Deci laptele. Am făină, sare, lasă-le aici, mai degeaba să mai iei. Aici, aici, Denisa. Aici, mai repede, așa, mai repede. Hai repede, mama, ce să mai ia? Pătrunjel, mărar. Ciuperci nu iau? Ciuperci, 30 de secunde, Denisa, hai. Ciuperci nu le văd. Ciupercile sunt legume, Denisa. Vezi că e în cutie acolo, în fața ta drept. Acolo, acolo, în stânga, în stânga, în stânga ta, în stânga ta. În mijloc, acolo, 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 ai pus mâna, bine. Ce mai iau? E ciuperci alea. E ciuperci alea. Mărar? Mărar, da, ia și mărar. Imediat începe Valentin. 10, 9. Ce mai trebuie? 10 secunde, Denisa, ajută-o mama. Ceapă. Ceapă ai luat. Hai, atât. Ce mai ia? Sare... Mămăliga cu ce-o face? 5, mălaiu, mălaiu, 4, mălaiu, 3, mălaiu, 2, repede, 1. Repede, repede. Stop cronometru, lasă-l acolo, vină lângă mine, Denisa. Lasă până că se gândește eu. Mama. Cred că n-au fost foarte inspirate să vină pe tocuri în bucătărie. Hai să facem inventarul dacă m-oși descurca la cât te-a adus. Lapte, piper, făină, da. Ciupercuțe tăiate, bine așezate în borcanel, sare, o ceapă, mărar și pătrunjel. Ce lipsește mama? Mălaiu. Mălaiu. Mămăligă. Pentru mămăligă. Da. Și? Mâncăm fără, suntem la dietă azi. Azi nu mâncăm mămăligă. Ulei? Și ulei, da.
ce face mama? Unde ți-e gândul? Că ai fost înalt, ai văzut până peste... Îl iau eu când intru acum. Și mâncăciul am luat fără mămăligă. Fără mămăligă. Păi da, dar cine trebuie mămăligă? N-avem nici pâine, o mâncăm goală. Da. Și mama e înaltă, vede, nu ca mine mică. Mai mititică și dodoluată. Denisa, 30 de minute să pregătești 4 porții de ciulama de pui cu cioperci și mămăliguță. Da. Mămăliguță, nu știu cum o să faci. Aici, în fața mea, două farfurii la final. Pune la fiert. Înțeles, mama, da, acum spunem start. Pune la fiert ciocanelele. Stai să iau... Iau, așa. Ciocanelele se pot folosi și la bătutul cuielor, ciocanelele mici. Ciocanelele se folosesc și la xilofon. Pune la fiert ciocanelele. La fiert apă. Frumoasă. Pune ciocanelele la fiert. Tu nici ar trebui să gătești. Așa ziceam și eu, da. Găsești pe unul să-ți gătească în fiecare dimineață, în fiecare seară. Îmi iau un bucătar. Tocuri de 12. Să te văd la ceapă, să nu plângi. Nu plâng. Nu? Hai, curăță, curăță acolo mai repede, mami. Hai, gata. Ți-a frânt un băiat inima? Inimi au fost frânte, dar a mea niciodată. E frumosică, dar la bucătărie cam, cam prea moale. Da, dar voi, te rog. Mai pune două ciocanele la fier, te rog. Mai pune două ciocanele. Poate nu fierb. Păi atât, ajung. Nu mai fierb, dacă ai mai pus două, nu o să mai fiarbă. N-are niciun capac, oala aia să-i punem și noi la el. Bare, da. Mai repede. Dar nu vine singur, nici dacă-l chemi. Vom mânca ciocanele fierte, doar că în 30 de minute nu cred că se vor fierbe. Mă ajuți? Da, da, pe margine. Deci nu știu. Pe partea cealaltă. Așa, așa. Așa? Ha? Hai că apăsat. Hai că merge. Dar apasă cu mâna cealaltă, nu am voie să te ajut eu. Lucrăm cu drăgălășenii la 3 mâini și jumătate. Vezi să-mi dai pe tine. Mai bine desfăceam cu un cuțit. Nu. Nu cuțitul, să nu te tai. Nu mă tai, pentru că așa mai nu pe, nu pe te ajut, hai că te ajut. Dă-i. Aha. Vă rog frumos să nu mai sune băieții în regie, gata cu fata, că spăl, după emisiune, gata. Da, lăsați-l să se gătească. Lasă-l acolo, pe, să se scurgă. Sus, 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 sus. Este treaba puturosului. Dacă mâncăm din conserve, putea să deschid o conservă de carne, una de, știu, de fasole, le combina în farfurie, lua câteva fire de pătrunjel, dacă îți aduce aminte, și gata masa. Așa gătesc eu pentru soțul. Putem să schimbăm formatul, ia, să gătesc eu în locul ei, că îmi pare rău de ea. Doar să stai aici lângă mine. Trebuie să iau o lingură. Așa, mamă. Da. Ia o lingură. Nu, nu se poate. Pun? 3 linguri jumate. 3. Unde se întâmplă, Denisa, să nu ai tu iubit? Atât. Gata. Se întâmplă. Se întâmplă. Ce s-a întâmplat? L-ai părăsit? Pune laptele acolo, ia o furculiță. Nu, nu voi să iau și laptele. Sau mă, ia ce vrei. Măcar ciulama o să fac. Mami, ia ciulama. Un tel și fă-i așa cum. Du-te și ia telul. Imediat, stai puțin. Mamă, ne încurcăm de o ciulama. Avem și noi probleme de discutat cu iubitul cu asta. Ce faci? N-are iubitul. Aș lua-o eu de noră, dar cu bucătăria e cam, cam varză. Dar faci clătite? Mai dă-i, mai dă-i. Clătite, da. Pentru mine, drăguța. Mama Roxanda, poți intra în bucătărie, apăsăm butonul de panică. Du-te și ia uleiul, repede, repede, repede. Fugi. L-ai văzut? Uleiul și atât. Adio, mămăligă! Adio, mămăligă! Fugi. Repede, fugi. Repede, pune la cratiță. Hai și mama din bucătărie, mai aveți 19 minute 30 de secunde. Hai. Hai că acum e ulei, trebuie să meargă treaba. Mamă, nu mă pricep cu aragazul ăsta. Cred că mama trebuia să mai rămână prin bucătărie să o ajute pe micuța Denisa, căci habar n-are de gătit. Dar să sunt... se încingă puțin. Încingă. Așa sunt toate fetele la Ploiești, așa? Nu, cum așa? Frumoase, gospodine. Nu toate. A. Normal. Modeste. Deci trebuie neapărat să măsurăm, să vedem laptele la cât a fost în sticla aceea. Nu scrie nimic pe ea cât a fost, ca să știm cât punem. După ce că e fata mai moale, mai mototoală și mama e cam mămăligă. Eu zic să punem și ciocanelele aici. Nu acum, du-te și ia o paletă de lemn și amestecă. Du-te așa, că-mi place când te duci încolo. Mergi așa. Așa, mă. Vino înapoi. Lasă foc un pic mai încet. Doamna cu domnișoara sunt mai de fițe, așa, nu prea sunt de bucătărie. Să le mai lase. Îl prăjesc după aceea? Da, da, dar mai e o cratiță separat, da. Mama nu vorbește cu mine, păi hai să fac eu asta acum. Eram concentrată. Ne-am certat pe hol. Lasă câteva minute, 2-3 minute. Intră mama să o ajute. Hai, uite-te la ceva, fă ceva, nu știu. Ce fac cu asta? Tu, Denisa, dacă mai ai timp, poți să mai stai cu mine. Mai trebuie, ce mai zici? Lasă-le și mai trebuie să fierte. Hai, mami, gătește. Doamne, doamne.
Ce mai meserie mi-ai dat. Gata. Ok, acum nu mă ține din treabă. Gata. Că... Ai și mama din bucătărie. Încep să cred că... 16 minute, 45. Mai le las? Mai amestecă un pic. Lasă-le că avem timp, mai lasă-le. Fă ce vrei tu. Mai lasă-le. Mai sunt 16 minute, n-are nimică. Ceapa arde liniștit, iar cele două, mamă și fică, habar n-au ce se întâmplă. Pune ciupercuțele. Te ajut cu ciupercuțele? M-ai ajutat destul de... Da, te-am ajutat cu desfăcătorul ăsta de... Exact. Da. Amestecă-le. Cred că o să fie cele mai bune ciupercuțe. Foarte bune. Amestecă, amestecă bine. Stai. Da, dacă te-ai uitat și la ochii mamei mele, ai vedea că seamănă. Da, nu mi-am permis la mama tău, da. Dacă îți lași două, da, închei niște tocuri să fie mai înalt decât mama. 15 minute mai ai, Denisa. Mai trebuie puțin fier. Cum se treaba cu ciocanelele? Zic să le prăjesc mai bine. Avem timp. Nu avem. Acum pun laptele? Câte un pic. Dar lasă focul mai încet. E bine așa? Da. Și pui câte un pic. Câte un pic, amesteci. Amesteci, câte un pic, câte un pic. E cam lichid. Nu e suficient făină. Mi se pare că nu e nici ou cât trebuie. Mama intră în bucătărie. Nu stai mult. Nu e panică, aleargă, caută ceva. Haide, te rog frumos, mai repede. Ce cauți, mama? Am luat o cratiță, nu o să iau un bol. Nu, te rog eu frumos, lasă-mă pe mine. Dacă vrei să scoți ciocanele. Mare treaba cu mama. A ieșit mama din bucătărie, a luat o oală mai mică. Da. De ce mi-a luat fata cratița? Te rog frumos, fă-ți la mama întâi. Că ai timp să prăjești ciocanele, te rog din suflet. Hai, mami, lasă-mă să le fac. Uite, și focul ai dat foarte tare. Fiu mai atent. La fata, că e frumoasă, la mamă. Nici n-am mai înțeles rețeta. Nu așa, trebuie să fii cu linguriță, că așa e ocazie să-l vezi pe tot. Nu vărs. Piper. Sarea pus. Da. Sarea se pune presărând cu mâna sau dintr-o linguriță, lingură, cu măsură, căci turnând direct din solniță, abar n-ai câtă pui. Și ciocanelele când le pune? Acum le prăjește. Le prăjește separat și apoi le pune. Da, da. După ce le afier, le prăjim. Da. Am înțeles. E ok. Hai. E ok, da? Oprește, e focul, pune mărarul în ele. S-a fiert ciulamaua? E fiertă, chiar da? E gustoasă. Așa, pune mărarul în ea. Se va arde sosul ăla, amestecul ăla de făină acolo. Amestecă tot mărarul ăla. Așa. Ocupă-te de ciocanele pe urmă. Și dacă ai timp, o să te ocupi și de mine. Ce anume? Cum, ce faci tu în timpul liber? În timpul liber, mai gătesc. Vezi că s-a întins cratița și sare ciocanelele acolo le pune. O să le iau așa frumos. Vezi că sare pe tine. Lasă cratița aia mai într-o parte. Lasă focul încet. În capac. Nu trageți că sunt de-ai noștri. Mi-a luat scutul. Hai, pune-le. Ia scutul. Nu, dă focul mai încet, te rog. Dacă ar ridica capacul frumos și-ar pune de deasupra tigăii, nearuncându-le, ciocanelele nu ar mai stropi și ar fi totul perfect. Dar este frică. Asta înseamnă că nu gătește, iar mama nu știe nimica, nu intre să o ajute. Păi ajută mama, Ruxandra. Ce amesteci în ele? Nu cu alea. Mamă, ce sare! Se ferește de ulei încins. Aha, da, dacă se ferește, s-o arde, de s-o mărita, o fi și mai grav de așa. Dar cine a fost cu ideea să veniți la emisiune? Mama sau Denisa? Eu. Tu? Te rog frumos că am pe cineva în regie și vreau să... Spune că pentru mine ai venit. Pentru tine am venit. Oh! Nu puneai nici chiar poate. Pune să mă uit. Sâc. Terciul ăla are făina nefiartă suficient. E ceva așa... să nu mănânci. Să lași deoparte. Pentru păsările cerului și câinii vagabonzi. Și ăsta îl pun așa, decât de design, se foarte înțelege, mult, doar un pic pe farfurie. Păi, ca să nu irosesc, uite, de decor. Decor, da. Pe decor, mami. Un pic pe farfurie și pe ciulama. Ah, mă. Hai. Cum îți permiți, băi, ciocanelule? Cum îți permiți? Să o arzi pe asta mică. E bine că a luat un tocător pe care să-l așeze peste celălalt murdar. E mai simplu decât să-l spele. Și în felul ăsta poate să jumulească, nu să taie verdeața. Ce-mi place când se duce ea așa încolo, vine și un cântec, du-te mândră pe cărare, eu te aștept ca pe o floare. Hai mă, că puteai să iei și o furculiță să le întorci. Da, mai bine ia furculiță. Păi da, da. Dă-i un pic focul mai tare. Și vezi că nu e pe ochi, pe aragaz. Vai de mine. Băi, dar sare, frate. Nu... Sare, sare. Ești o bombe aici. Ciocanelele se vor înăbuși. Dacă pe de altă parte lasă capacul pe tocător, atunci... Încet, încet, ele se vor frige. Depinde cum le dorește.
După ce pui ciocănelele pe masă, pe farfurie, îmi place că ai pierd 6 și ai prăjit 4. Mami, pui și pătrunjelul. Și pe farfurie, pe farfurie, unu, pui, nu? Pune și pe farfurie. Pe farfurie, așa. Vezi ce îmi faci tu, prieten? Prieten. Ce? Pentru că ești foarte atent la mama ta, nu o să fii atent la... Hai. Da. Ce să mai zic? Ai pierd 6 și ai pus 4 la... Da, am pus 4, că am zis să nu irosesc timp. Da. Ălea trăgeau de timp, ălea două. Da. Erau ca în fotbal, rezervele. Exact. Două le lasă pentru posteritate. 4 martie 1977. Trage lucrurile de pe foc. Stai că iar trage. Se frică de soacra ta. Mi-e frică de soacra mea? Da, mi-e frică ulei. De soacra mea că... Asta e. Spune-i tu că nu mai îmi place de ea ca noră. Deci tu spui, asta mai îmi place de ea ca noră. Sper să-ți găsești unul cu bani, că în bucătărie tu n-ai nicio treabă. Și ce, după ce le scoți, ce le faci? Pune un pic de pătrunjel peste ele și le pune pe farfurie. Sunt făcute! Sunt foarte bine făcute. Ce să mai guste? Nu mai, nu ne patru porți, nu mai gustă, că n-ai din ce. Nu se lipește și să ia șervețel pe ele. Hai că suntem pe final, pune! Așa, pune ce ai pune, că hai, pune, nu mai știu nici să vorbesc. Hai, Denisa, hai cu ciocanelul la porție. Și puțină sare, nu? Mai ceva să aranjezi farfuria. Pe ciocanel? Preparatul ăla cu multă făină se numește ciulama. Ok. Putem să-l pureclim și așa. Putem să-i spunem și tiu, drace. Uite, așa trece fericirea pe lângă tine. Hai. Așa, ziceam și eu. 1500 de lei o să treacă pe lângă tine. Pune pe el. Hai, așa, hai, fata, sus. Așa, fata, mami, te așa. Urci, urcă-le. Super. 3, bravo. 2, 1, stop gătit. Gata. Stop gătit, bravo. Vai, ce să te felicit, vino, draga mea, să te felicit. Sper să nu te murdăresc. Mă strâși cam tare, știai? O să mai felicit puțin? Că mi-a plăcut mult și la mă strâși cam tare, știai? Colegul Valentin este prietenos. Mi se pare normal. Tânăr. Denisa tânără. Poate cam prea tânără, nu mai contează. Dragile mele, eu sunt foarte mulțumit de voi, mai ales de Denisa, de ce să nu recunosc. Ruxanda, tu ce spui de... Foarte mulțumită, în totalitate, tot ce a făcut îmi place. 100%. 100%. Extraordinar, ne-ai pomenit, ne-ai întâlnit. Așa se face ciulamaua asta la Ploiești? Așa se face la Ploiești. Denisa, vreau să alegi tu care farfurie să meargă la adversari în camera de spionaj și care să meargă la maestrul Horia Vârnac. După părerea mea, ambele sunt la fel de bune, astfel că o să iau una la alegere și... Care zici tu, mama? Bravo, bună alegere! Poate la întâmplare o ia mama. La adversar. Deci asta pentru... Asta cu ciocănelul mai mic la adversari. Da. Și cealaltă la maestrul Horia Vârnac. Succes, draga mea! Mulțumesc! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine ai venit! V-am pregătit faimoasa ciulama de pui și ciupercea mea mei mele. Sper să vă placă! Îți mulțumim! Poftă bună! Mulțumim! La revedere! La revedere! Ai venit! Zici că e clei! Parcă este clei, nu ciulama! Ia să vedem cum arată. N-are niciun gust. N-are niciun gust pentru că este cu lapte, nu este cu smântână. Puiul este singerind. Ce? Și nu e sărată deloc ciulamaua aceasta. Dar mămăliga ai încercat-o? Da, nu, mămăliga e cea mai delicioasă, că da, este e invizibilă. Bună? Ia să vedem. Extrem de sărat. Puiul exagerat. Ciupercile nu sunt sărate deloc. A uitat să pună sare. Bine că a pus pe pui. E ok. Compensează și le doi. Să iau din mijloc. Poate, E prea crud, uite, nu e prăjit în interior. Trebuia puțin crestat, așa, ciocănelul. Sosul nu. Este... Nu, este cam un clei, dar... Oh my God, e un lapte cu un gust oribil de ciuperci. Mm. Cred că este și în cauza faptului că ciupercile nu sunt naturale, sunt la conservă. Da, clar. Da, cu siguranță și de la asta. O ciulama de toată praștia. Și fai de mama ei, dar mămăliga cea mai gustoasă, că este invizibilă. Asta mergea. Cu ce mâncăm acum? Veronica. Mama, trebuie să recunosc, așa ciulama n-am văzut niciodată. Ia-o cum vrei, compliment sau critică? Cum vrei? Compliment. E o ciulama foarte bună. E foarte bună. Foarte bună. Da, mi-a făcut și cu ochiul. E încrezătoare? Crezi că o să câștigi 1500 de lei cu farfuria asta? 100%. 100%. Atunci, de asta am și venit. S-o ducem judecătorului. O ducem.
puiul cu un singur picior. Un singur ciocanel capăt astăzi, pentru că sunt în diet, adică dietă. O să-l curăț folosind cuțitul și să vedem dacă este pătruns până la os. Dar nu peste tot. Avem și puțin sânge. A fost un pui războinic. S-a luptat pentru viața lui și este însângerat, dar nu foarte tare. Atât cât să poți să iei o salmonela, dar mai mică. O verișoară cu mințică. Mm-hmm. Simt cum se zbate viața în el, săracul. Mm-hmm. Am să-l trimit să zboare. Scuzați. Da, nu am altă soluție. Și acum voi gusta din din lipia asta, care poartă impropriu denumirea de ciulama. Din mijloc. Poți să mănânci, dar e multă făină. Care nu-i fiartă bine. Și descoper niște mici cocoloașe. Cocoloașele sunt bune și ele la ceva. Adică nu înghiți așa totul de-a valma să scurgă pe gât când mai trebuie să te sughiți și atunci descoperi calitățile curative ale apei potabile. Plăcintă sau ciulama? Oare care o câștiga? Maestre Horia Vârlan, spune-ne, te rog. O să spun cu gura mea, da. Dar până atunci, Mirela, ia zi-mi tu, ai gustat din preparat? Da, da, dar nu mi-a plăcut. De ce? Nu mi-a plăcut că nu e chiar ciulama. Dar ce este? Ciupercile sunt foarte tari, carnea neprăjită, e ca și clei. Foarte tari? Da, nefierte bine, neprăjite, adică ne... Da. Ciupercile nefierte sau neprăjite, că mă zăpăcesc? Necălite, parcă se fierbe. Necălite, da, necălite bine. Necălite. Da, mămăligă lipsă, total. De ia zi tu, Sergiu, tu ce părere ai? Pentru mine este ok. Am gustat carnea și este sărată, atât, iar amestecul așa nu știu ce este. Nu-l cunoști? Nu. Este necunoscut? Nu, da, este necunoscut. Dar amestecul alb de la tine din farfurioară îți este cunoscut? Da. Cum este, se numește? Este smântână cu usturoi. Este exact ce ai spus. Smântână cu usturoi. Nu este sos de usturoi cu smântână. E gustos amestecul? Da. De unde știi tu? Ți-a șoptit-o viorea, la 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 și la la la. Dar, Ruxandra, tu cum ai... Păi, usturoiul cu smântână a fost prea usturat. Deci a fost prea mult usturoi. Aha. Și... cartofii cu brânză a fost prea prăjiți, uscați, nu se putea tăia. Wow! Eu sunt de părere că nu se poate numi o plăcintă sau ceva de genul. Mi se pare pur și simplu un cartof ras prăjit. Bun, am să spun eu despre ce este vorba. Preparatul ăsta se numește plăcintă. În zona Ardealului, plăcintele pot fi și clătitele. Tot ce se prăjește în tigaie se numește plăcintă. Și da, într-adevăr, așa se face, doar că sosul nu e sos, mai lipsea ceva gust din el, niște verdeață, niște condimente, da, piper, mai rapid, care mai rapid. N-ați avut timp să luați, da, piperul, da, vă lua vreo jumătate de oră să mergeți până acolo și să vă întoarceți. Da. Înțeleg. Eu sunt chestii care le pot înțelege. Pe de altă parte, nu i-aș zice ciulama conglomeratul ăsta de ciupercă de conservă și subliniez făină, lapte și nu știu ce, pentru că n-are gust de ciupercă. Nu e ciulama de ciuperci, pentru că nu se simte gustul de ciupercă. Fiind conservată ciuperca, ea și-a pierdut gustul. Pe de altă parte, ciuperca tare este bine că e tare. Mirela, ciuperca nu trebuie să fie fleșcăită. Ciuperca trebuie să se simtă, din păcate, la conservă. Este bine sărat, aș putea să mănânc. Ar mai fi trebuit fiert sosul ăsta.
Pulpița avea puțin rozaliu spre sângeriu acolo, arsă pe din afară și nefăcută bine. Domnul coleg Valentin Sanfira, chiar dacă pare nepriceput așa la prima vedere, v-a sugerat, Ruxandra, să folosiți oala sub presiune, dar n-ați avut urechi să-l ascultați. Bun! Până la urmă, două preparate care nu sunt rele. Ar fi putut să fie mai bune. E bine că e așa, pentru că se putea și mult mai rău. Și voi anunța echipa câștigătoare, este cea care va veni și mâine și va găti pentru noi aici și va pune mâna și pe cei 1500 de lei. Această echipă la mustață, trebuie să vă spun că a câștigat, este... Pentru originalitate, plăcinta. Pentru originalitate și bravo, pentru gust. Bravo. Pentru gust. Dragile mele, prietene mele, mi-a vorbit. Da. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Cupați-vă, cupați-vă. Văd mai mult. Așa. Mai am observat că tu știi să... Dragii mei, noi ne revedem mâine și dacă aveți curaj, vă aștept și pe voi aici. Datorită pentru că doar aici puteți spune, mama mea, gătește mai bine. Ar fi trebuit să nu folosești conservă de ciupesc. Bravo, mama! Merită de acolo! Tu ești la liceu, Mihai Viteazu?